Noaptea muzeelor rămâne unul dintre cele mai așteptate evenimente culturale pentru iubitorii de istorie și artă de la malul mării. 9.000 de vizitatori au trecut pragul Muzeului de Istorie Națională și Arheologie din Constanța, 8.000 au fost la acvariul de pe faleza Cazinoului din Constanța, 5.000 la Muzeul de Artă Populară, 6.000 la Muzeul Marinei Române, 2.000 la Muzeul Militar și aproape 3.000 de vizitatori la Muzeul de Artă. Numai succes putea să fie, 500-1.000 de inși peste cei 8.000 de anul trecut. Sperăm ca toate aceste surprize pe care le-am oferit vizitatorilor să-i determine ca și în anii următori să vină într-un număr tot așa de mare și să devină cu timpul prietenii muzeului. Sper că nu ne oprim la cifra asta și mâine vom avea vizitatori, la fel chiar dacă vor trebui să plătească bilet. Până la urmă facem și cultură. Cei tineri, în jur de 20 de ani, chiar au vrut să plătească bilet. La Muzeul de Artă Populară, una dintre scorțele care fac parte din tezaurul acestei instituții a fost acoperită cu pânză albă, în timp ce la Muzeul de Artă, celebra vară a lui Lucian Grigorescu a fost acoperită cu o pânză neagră. Muzeul de Artă Populară pentru prima dată a fost inclus în acest proiect Noaptea Muzeelor. Din păcate, oamenii nu s-au venit să plătească bilet să ne ajute. Muzeul nostru se alătură protestului al rețelei muzeelor naționale din România prin acoperirea unui obiect de patrimoniu, tezaur, față de obiectele și muzeele care dispar. Oamenii vin aici să-și reînnoiască o bucurie estetică. Așa ar trebui să fie muzeul zilnic, când dezideratele se va înfăptui foarte greu. Ne-am raliat protestului național și am acoperit vara de Grigorescu cu o pânză neagră, exprimându-ne astfel adeziunea la ideea că muzeele trebuie să-și păstreze integritatea patrimonială, atât din punct de vedere al clădirilor, cât și din punct de vedere al patrimoniului. Cu toate acestea, ecourile nopții albe a muzeelor de la malul mării au fost răsunătoare. Am deschis cu un concert susținut de muzica militară a forțelor navale române, un concert care a durat circa 30 de minute și în afara posibilității vizitării expoziției permanente a Muzeului Marinei Române, unde pe o suprafață de 10.000 de metri pătrați pot fi văzute aproximativ 35.000 de obiecte ce aparțin patrimoniului naval, am oferit publicului și posibilitatea vizitării a 3 expoziții temporare. A fost o ocazie extraordinară de a putea să primim foarte mulți vizitatori din Constanța la muzeu. A depășit toate așteptările noastre. Nici nu începuse programul Nopții Muzeelor și deja aveam grupuri organizate încât a trebuit să suplinim cu personal participarea pentru a putea să dăm ocazia tuturor să vadă muzeul. S-au dovedit curioși, s-au dovedit atenți, doritori de istorie. Am avut sistemele de securitate organizate din punct de vedere militar, pentru că vorbim de protecția armelor și muniților.